Da, domnule Pop, hai să ne uităm un pic către ce se întâmplă așa cât mai avem din această bucată de emisiune, pentru că pare cumva PSD-ul merge cu candidatul Ciolacu, PNL vrea pe candidatul Ciucă. Nu știu nici ei. Așteaptă indicații prețioase de la domnul Iohannis, și Ciucă și Ciolacu, sau de la cei care dau informațiile domnului Iohannis, pentru că până după alegerile locale, deci până după data de 9 iunie, nu o să facă niciun anunț. Asta pentru că sunt fricoși, doi, pentru că așteaptă să vadă dacă românii o să-i voteze 9 iunie pe cei din Coaliția Invadatorilor, pentru că altfel nu le pot spune. Coaliția aflată la guvernare, domnul... Coaliția Invadatorilor. Invadatorii ăla care vin din altă parte, Putin la... invadator, ăștia sunt știu, aici. Domnule, cât de rău arată România astăzi la nivelul de trai pe care l-au 60%, 70% dintre români, cred că dacă am fi avut niște invadatori pe față, ne era mai bine decât cu această coaliție a invadatorilor. Vor lua prima lecție toți cei din coaliția aflată la guvernare, ca să nu ziceți că îi țin tot invadatori. În 9 iunie vor vedea cu adevărat ce-și doresc România, atât la primăria capitalei, cât și la nivelul europarlamentarilor. Deci 9 iunie, ăsta e un fel de momentul zero al României acum. Mulțumim tare mult pentru... O să vedeți din nou...